Curtea primăriei din orașul Hârlău va avea o nouă înfățișare. Legislativul local a votat în ședința ce a avut loc pe 31 ianuarie aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea acestui loc cu bani de la bugetul local. Investiția are o valoare estimată de peste 950.000 de lei, inclusiv TVA, iar din acești bani ar urma să fie făcute următoarele lucrări: refacere infrastructură asfalt pe 1626 de metri pătrați, pavaj rustic, trafic rutier 250 de metri pătrați, trotuare amenajate cu pavele și borduri și altele. Este posibil ca valoarea lucrărilor să fie mai mică în urma licitației, spun aleșii locali. Aici o să încep eu probabil înaintea dumneavoastră, la fel prețurile și mie mi s-au părut mari. Dar licitația va regla prețurile și vom ști asta care este valoarea. Curtea nu ne face cinste, știi foarte bine, mulți dintre noi am zis să mai lăsăm un an, doi curte. Așa am mai lăsat-o în decursul anilor să mai facem pe oraș, să mai asfaltăm străzi, interioarele orașului, școli și așa. Dar vine timpul și la primărie să modernizăm, pentru că nu ne face cinste curtea așa cum este. Știți dumneavoastră că ne-am mai discutăm bugetul, ați spus, Doamne, dar ce multe bani! Așa este. Și recunosc... Când a venit domnul Glebu, când ați mai spus nimic. Da. Cu prețul. Păi nu e așa, hai să fim băieți. Da, astea sunt prețurile, domnul consilier. Vă dați seama și eu mi-aș dori... Înțeleg. Am vrea să... Vai ce mult, hai să vă dăm mai ieftin. Da, și nu prea... N-am găsit. Că era o discuție între noi atunci, fiind vorba și... Na, aici e doar presa aia, atât. Restul noi ne auzim aici. Era o discuție să turnăm doar 4 cm undeva. Dar era ceva, pentru că avem zone unde e balast, avem zone cu beton, avem zone cu asfalt, asfaltul e de 4 cm, n-avem ce freza și ce face. Nu știi de ce? Aveți oameni cu greutate în primărie și să se ceacă. V-aș spune eu, avem consilieri cu greutate. În raportul de specialitate se arată că lucrările sunt necesare pentru că asfaltul este degradat. Prin curte este trafic greu datorită camioanelor primăriei și ale autospecialelor ISU Iași, punctul de lucru al instituției fiind în același loc. Este necesar refacerea marcajului auto, dar și accesului spre sala de oficieri căsătorii la starea civilă. Și o să vă mai spun așa cum am gândit noi, pentru că avem, știți foarte bine, în curte la primărie, în partea din nord aici, avem serviciul de pompieri, serviciul de urgență și mașinile sunt de tonaj mare. Sunt greu. Dacă n-ar fi fost poate serviciu aici, ar fi fost în altă parte, poate ne gândeam la altă variantă, pentru că asfaltul ăsta, nu știu, ne-am fi gândit. Alte variante în afară de asfalt sunt foarte, foarte costisitoare. Piatră cubică și așa mai departe. Nici nu vrem să ne gândim. Așa. Dar în fața primăriei am avut în vedere, unde este partea pietonală, să mergem cu niște pavele, să fie ceva mai deosebit, pentru că acolo se merge doar cu mașini de tonaj mici și pietonal. Să fie astfel încât să arate și bine partea principală a primăriei, unde din față, unde știm cu toți intrarea principală. Neprecizat este faptul că tot în curtea primăriei din Hârlău se află un arbore monument al naturii. Este vorba despre un stejar cu vârsta de 323 de ani, cu diametrul coroanei de 17 metri și o înălțime de 16 metri.